Trecem la ultima parte a acestui manifestări și îl invit pe colegul nostru, judecătorul Cristian Ileț, care a sosit între timp, pentru a explica puțin cum facem legătura dintre societatea civilă și sfera legală, cum facem din oameni cetățeni, începând cu cele mai fragile de vârstă. Mulțumesc mult pentru invitație. O mare onoare pentru mine să particip aici, să vă spun câteva inițiative la care iau parte în calitate de membru în Consiliul Superior al Magistraturii, dar și membru fondator într-o nouă organizație care va activa în plan civic, și anume Voci pentru Democrație și Justiție, Vedem Just. Câteva date care ne îngrijorează la nivel național. Mai întâi am să vă prezint cifre statistice privind victimele minore, adică copii între 10 și 18 ani, care sunt nevoiți să suporte consecințele unor infracțiuni săvârșite asupra lor. În ultimii 5 ani de zile avem 19.000 de copii victime ale unor infracțiuni. O dată pe zi în România un copil moare. Este ucis din culpă urmare accidentelor de circulație sau este omorât cu sânge rece de un adult. O dată pe zi cineva agresează sexual un minor în România. Anul trecut avem 200 de minori loviți și câte unul care moare omorât în bătaie în fiecare lună în propria sa familie. Peste 250 de minori traficați. Acestea sunt date din dosarele ajunse la instanță, nu știu câte se află la procurori sau la poliție în cercetare. Dar să vă dau și câteva date statistice cu privire la minori implicați în săvârșirea de infracțiuni cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. În ultimii 5 ani de zile avem 20.000 de minori condamnați în România. Zilnic sunt trimiși în judecată 5 minori pentru săvârșirea infracțiunilor de furt. Încă 2 pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. O dată pe zi un minor este trimis în judecată pentru o infracțiune de lovire. O dată la 3 zile un minor, un copil între 14 și 18 ani, este trimis în judecată pentru act sexual cu un alt minor sau pentru viol. Deci odată la 3 zile am un copil minor care violează pe cineva. Numărul violurilor în România s-a dublat în ultimii 5 ani de zile. Odată la 3 zile am un copil minor care omoară pe cineva. Anul trecut am 95 de minori condamnați criminal. Deci 95 de copii criminali anul trecut. Am 162 de copii minori, așadar infractori, la infracțiuni rutiere, au comis infracțiuni rutiere, dar noi știm că până la 18 ani n-ai voie să conduci mașina, nu ai permis. Iată, ei se urcă la volan fără permis, conduc băut și chiar am 9 copii care au omorât în accidente de circulație alți copii. Ce este de făcut? De mai mulți ani, școlile și liceele din România, pentru a încerca să prevenim ajungerea minorilor în fața noastră. Ca și doamna Chiove, și cred că ar trebui să vorbim și de o altă latură a justiției române, nu numai cea de represivă. Noi nu putem rezolva toate problemele din România, așa cum se așteaptă. Lumea are foarte mare încredere în justiție și în special în parchet, mai ales în DNA, pentru că își închipuie că poate să rezolve toate problemele noastre. Ei, sunt chestiuni care nu pot fi rezolvate doar prin represiune, ci prin prevenție. În urmă cu 3 ani de zile, la nivelul CSM-ului, a Ministerului Justiției și a Ministerului Educației, s-a semnat un protocol de colaborare prin care judecătorilor și procurorilor din România li s-a permis să meargă în unitățile de învățământ, vorbesc de învățământul preuniversitar, pentru a discuta cu copiii, cu elevii. Și de asemenea, elevilor li s-a permis să vină în instanțele și parchetele din România. Săptămâna trecută, care a fost săptămâna cu școala altfel, au venit în instanțele din România 3.650 de copii. Aduși de profesori, chiar de educatori, am avut și copii din mediul preșcolar, aduși de educatori, de profesori, de diriginți, de învățători, să vadă ce este o sală de judecată, să vadă ce este un judecător, să stea de vorbă cu organele legii și să înțeleagă că legea este făcută pentru a fi respectată, că libertatea nu înseamnă să faci ceea ce vrei, ci numai ceea ce îți este permis de legi și regulamente. Deci putem face în viață doar ceea ce trebuie pentru a fi liber și cine încalcă regulile, logic, își pierde libertatea. Și de asemenea am încercat să facem chiar procese, să simulăm procese cu copiii și au fost deosebit de interesați. Pentru următorii 5 ani, Ministerul Justiției a aprobat o strategie de dezvoltare a sistemului judiciar și a propus
ca astfel de activități să devină ceva regulat în școlile și liceele noastre, să fie elaborate broșuri, ghiduri de educație cetățenească, nu doar pentru elevi, ci și pentru cetățenii obișnuiți. Ministrul Educației a anunțat acum câteva zile, pe 5 aprilie, acum două săptămâni, un nou plan cadru pentru gimnaziu, în care a prevăzut pentru clasa a 5-a educarea copiilor în spiritul drepturilor omului și în clasa a 7-a o nouă materie, educație socială, care să aibă două componente, educația pentru cetățenie și a doua componentă, educație juridică. Ei, cu privire la această educație juridică, vreau să vă spun împreună cu două ONG-uri cu care am colaborat, CRPO și Lider Just, am alcătuit un manual, este primul manual de educație juridică pentru liceeni, dacă îmi dați voi îl pot prezenta. El este în variantă print, costă doar un euro. Dacă vă închipuiți tipografia, când am văzut ce valoare intrinsecă are acest manual, s-a oferit să ne-l producă doar să-i plătim hârtia. Deci un euro noi l-am pus la dispoziție și gratuit pe site-ul educațiejuridică.ro. El este disponibil gratuit, în condiții grafice deosebite, totul s-a lucrat pe bază de voluntariat. Copiii au posibilitatea să deschidă acest manual. Vă spun că mi-au scris deja profesori de educație civică, fericiți că există un manual în care înțeleg, de exemplu, ce drepturi are copilul prins fără bilet într-un troleu sau într-un tramvai. Știți că de multe ori apar filmulețe pe YouTube cu aparente abuzuri ale organelor de control cu privire la copii. Care sunt cele 31 de forme de acte de violență din școlile din România? În ce constă bullying-ul? În ce condiții un copil poate fi implicat într-o procedură de ordin de protecție și din ce în ce mai multe ordine de protecție ca urmare a violenței din cadrul violenței domestice, spunem noi, violenței din cadrul familiei. Cum se comportă, cum ar trebui să se comporte un copil victimă, un copil infractor sau un copil martor care este chemat la organele de poliție sau la justiție. Inclusiv câteva date de carieră. În întâlnirile pe care le avem cu copiii sunt unii care ne întreabă, eu cum pot deveni judecător, eu cum pot deveni procuror? Iar acum 3 zile un copil a venit, a dat mâna cu mine și m-a întrebat, eu de unde cumpăr codul penal? Pe mine m-a bucurat această întrebare, de ce? Pentru că ei de la 14 ani răspund penal și mulți nu știu acest lucru. Mulți nu știu că de la 14 ani, odată intrați în birocrația asta judiciară, ajungi la procuror, la polițist sau la judecător, ei nu pot să-i invoce că nu au deschis codul penal, că nu cunosc ce scrie acolo. Deja avem primul caz din România în care niște fetițe prin Skype au făcut print screen la o altă fetiță care s-a dezbrăcat în propria sa casă, a printat la imprimantă și au făcut-o de rest spre toată școala. Undeva în estul țării s-a întâmplat. Ei, polițiștii și procurori au deschis un dosar penal pentru violarea vieții private, pentru că este o infracțiune nouă cod penal care spune nu ai voie să publici poze din casa unei persoane fără acordul celui care domicilează acolo. Ori fetița aia avea în spatele fetiței apărea casa, apărea un hol acolo și prima încadrare juridică s-a făcut pe o infracțiune din codul penal. Vă dați seama, un act de teribilism practic ajunge să fie poate sancționat penal. De asemenea, avem mari probleme cu utilizarea Facebook-ului. Mulți cred că libertatea de exprimare înseamnă libertatea de a insulta, de a calumnia. Avem primul dosar de România cu un profesor care a avut câștig de cauză împotriva unui copil și a părinților săi obligați să-i plătească despăgubiri pentru injurile adresate pe Facebook. De altfel, utilizarea mediului online a devenit deosebit de acută, prezentă printre copiii noștri. Foarte mulți copii implicați în acte de pornografie infantilă. Astăzi, accesarea și descărcarea filmelor porno cu copii este infracțiune în România. Mulți nu știu acest lucru. Mulți chiar le produc. Avem dosare cu adulți care au fost condamnați pentru producerea de astfel de filme sau fotografii. Așadar, eu cred că, așa cum își propune și Ministerul Justiției, o colaborare între magistrați și societatea civilă pentru a informa populația cu privire la drepturile sale, cu privire la legi, cu privire la mersul justiției, la mersul unui dosar într-o instanță sau parchet, cred că astfel de activități ar trebui încurajate. Acum, noi ca magistrați avem, cum să zic așa, autoritatea atunci când mergem într-o sală de clasă la copii, suntem primiți cu respect, dar noi mergem o singură dată, 50 de minute suntem primiți pentru o lecție cu o grupă de copii pe care nu-i vom mai întâlni, poate, decât Doamne ferește, prin sălile de judecată. Noi am dorit ca o astfel de materie de educație juridică să fie cuprinsă în curriculum școlar și nu doar la gimnaziu, ci mai ales la liceu, unde sunt cele mai mari probleme.
Copiii între 14 și 18 ani sunt implicați deja în săvârșirea unor fapte ilicite, unele chiar îngrozitoare. Și cum vă spuneam mai devreme, odată la 3 zile avem un copil care omoară pe cineva în România și avem un dosar înregistrat în instanțele din România. Sperăm așadar să contribuim cumva la diminuarea acestor activități ilicite, poate chiar la educarea populației, educarea tinerilor în special, în acest spirit al legalității. Până la urmă, și asta este o parte din lecția pe care o țin eu copiilor și am fost la zeci de școli și licee din România și din București și din provincie, copiilor le explic un lucru foarte simplu, că legea este făcută ca să fie respectată chiar și atunci când nu ne vede nimeni. Iar cel mai simplu este să vedem acest spirit al respectării legii atunci când traversăm o trecere de pieton și culoarea este roșie, nu vine nicio mașină și noi traversăm, sau din contra vin mașini și atunci facem slalom printre ele. Învățăm așadar copiii că este mai bine să respecte legea pentru protejarea lor și nu ca să nu fie sancționați de cineva. Scopul existenței unei legi nu este de a nu fi sancționat, ci de a fi tu protejat. Inclusiv regulile de creșterea animăluțelor. Foarte mulți copii, nu mai vorbesc de adulți, cresc animale, plimbă cățelușul fără să știe 5-6 reguli de plimbare animalului în spațiu public, și anume să aibă lesă, să aibă botniță dacă este un câine mare, să nu meargă în mijlocul de transport în comun cu el și să aibă o măturică și un punguț acolo să-i strângă excrementele. Și întreb copiii, de ce credeți că trebuie să avem punguța aia să strângem excrementele? Răspuns, ca să nu fim amendați de poliție. Nu! Ca să nu vină Cristi Danileț în costum, în cravată, să calce, să aibă norocul să calce într-un excrement de ăla, după care să meargă la CSM să pută după el. Sau un judecător să meargă într-o sală de judecată să miroase urât după el. De asta avem legea, ca să ocrotim. Sau să nu vină mama lui Cristi Danileț să alunece pe excrementul ăla, să-și rupă șoldul și apoi după un an să o pierd pe mama. De asta avem legi, ca să le respectăm, să nu ni se întâmple ceva rău. Tot cu cățelușii, că te-am văzut că râzi acum, Alina. Tot cu cățelușii. Nu avem voie să mergem cu animale în locurile de joacă pentru copii. De ce? Pentru că acel cățel al tău își face nevoile unde vine bebe al meu și se joacă acolo, nisip, da? Eu mă bagă în gură și ne mirăm că avem bebe care se îmbolnăvesc și mor. Ei, toate lucrurile acestea le explicăm copiilor într-un limbaj firesc, pe înțelesul lor, fără să dăm definiții la infracțiuni, fără să facem încadrări juridice, transmițând un mesaj simplu. Legea e făcută ca să le protejeze, să-i protejeze pe copii, să le protejeze drepturile și atunci când au o problemă cu legea și ajungă în fața organelor judiciare, să colaboreze cu acestea, să dea dovadă de sinceritate, de respect, pentru că pe noul cod copiii chiar pot fi iertați. Însă un dosar penal deschis la o vârstă atât de fragedă poate avea uneori urmări toată viața. S-ar putea ca un copil de 17 ani să durească la un moment dat să devină judecător, procuror, polițist, ofițer în armata română sau agent în serviciile speciale. Ei, cu un astfel de dosar penal chiar săvârșit în perioada minorității, s-ar putea copiii să aibă probleme. Și în fine, ultimul mesaj pe care îl transmitem copiilor este acela de a avea încredere în organele de justiție, în judecători și procurori, pentru că sistemul de justiție este unul protectiv și nu unul represiv. Eu vă mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult, domnului judecător Danileț. Recunosc că nu mă așteptam acum mai bine de 10 ani când l-am cunoscut să-l văd că se transformă într-un apostol al, nu al civismului, că asta se vedea de pe el de atunci, dar al civilizației elementare, da? După cum ați auzit atunci. Și mă bucur că Simona a selectat acest proiect printre multe altele ca să facă legătura între cele două sfere, pentru că e un proiect care arată bine că nu e vorba numai de guvern la noi, că nu e vorba numai de oamenii politici, că e un proiect în fond mai larg de construirea statului de drept în întreaga societate și asta face dificultatea lui foarte mare și de asta acest gen de acțiuni, cum face Cristi, sunt absolut indispensabile. Ce sugerez eu să facem acum este să luăm, să deschidem, da, această dezbatere, dar să luăm în primul rând câteva întrebări, dacă sunt mai factuale, legate de sondaj, DNA, înainte de a începe să discutăm planuri de viitor. Și să dăm o pauză, nu? După aceea. Ok, deci din jurnaliști, colegi din societatea civilă, dacă există cineva care vrea să pună o întrebare sau să facă un comentariu, am deschis în acest moment. Vă rog. Avem un microfon mobil aici.
să vă rog să vă recomandați la prima intervenție, mulțumesc. Sunt niște locuri aici libere în stânga față. Văd niște mai multe persoane care stau în picioare, poate puteți să vă așezați venind până aici. Vă felicităm în primul rând pentru tot ceea ce faceți. Sunt și unul din cei care vă urmăresc toate informațiile. Vreau să fac un apel către DNA. Sunt președintele Asociației Frontului Gustăresc Obor. De 10 ani ne judecăm, s-au făcut 5 modificări la suprafețele din piața Obor, s-au făcut 3 modificări la documentații, toate documentațiile s-au făcut fără nicio licitație, tot spațiul din piața Obor este luat pe gratis de Puiu Popoviciu, în atât din mofte și așa mai departe. Încercăm peste tot să ne judecăm. La primăria sectorului 2 pur și simplu suntem luați în bășcălie. Asociația se încearcă desfințarea cu toate planurile. Vă rugăm mult. Faceți ordine în sectorul 2. Este ceva de neimaginat. În primul rând, consilierele de la sectorul 2 sunt luate peste picior de consiliere de la piciorul de la sectorul 2. V-aș ruga mult să aveți grijă de chestia asta, pentru că este vorba de o piață tradițională care e de peste 300 de ani în o emblemă a Bucureștiului prin sărbătorile care sunt acolo. Mă refer la sărbătorile moșilor de vară. Vă mulțumesc! Mi-e foarte greu să vă dau un răspuns, pentru că în calitate de magistrat n-am voie să comentez cazuri particulare. Dosarele care vizează o anumită primărie sunt publice, sunt informații date în comunicatele de presă. Am reținut cererea noastră, dar nu pot să o comentez, din păcate. Nu, s-a auzit. Foarte bine că ați spus-o. Foarte bine că ați spus-o. Dacă mai sunt alte întrebări sau comentarii, mai sunt, da. Numele meu este Radu Mihai, profesor la Academia Tehnică. Sunt onorat să particip la asemenea evenimente. Mai aproape, da, mulțumesc. Și am pentru această asociație, România Curată, o propunere. Sunt convins că nu sunt singurul care face asemenea propunere sau are în grijă asemenea preocupare. Ce facem cu toate terenurile care se dau gratuit din Transilvania în afară? Este un aspect îngrijorător pentru România. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Mai sunt alte întrebări sau comentarii? Să adunăm mai multe și după aceea răspundem. Deci, ca și comentariul, pentru că vă referiți la România Curată, această problemă a acapărării terenurilor, da, este o problemă reală, dar sunt cazuri și cazuri. Și nu ține de faptul că ar veni cineva și vrea să ne ia pământul, ci de modul în care utilizează acel pământ. Este o discuție lungă. Problema aceasta a landgrabbing-ului a fost atinsă pe România Curată și probabil că atâta timp cât societatea civilă se va implica în această situație, da, vom reflecta acest lucru. Fără să facem însă din asta acea teorie, nu vrem străini în țară, pentru că nu e doar o problemă a străinilor. Cuvânt să vă spun și eu, suntem în Uniunea Europeană. Fiecare dintre noi, ca cetățeni europeni, are dreptul să cumpere teren în orice țară din Uniunea Europeană, da? Eu sunt profesor universitar titular în Berlin și mi-am cumpărat case în Berlin. N-am fost nicio demonstrație de germani în fața casei mele să zic, opriți-o pe țiganca asta din România să-și cumpere aici case, da? Deci, la fel, trebuie să înțelegem și noi că o inegalitate este. Unii sunt mai bogați decât noi, asta e cert. Da? Dar nu-i mai puțin adevărat că, uite, am văzut cu plăcere că a scăzut numărul de teren care era pus în categoriile statistice sub denumirea de părloagă.
teren nelucrat. Deci eu sunt de părere, mai ales că avem și un prim-ministru care e cu agricultura, că lucrurile sunt într-o direcție pozitivă față de cum erau acum 10 ani, când tot terenul era al nostru, dar, drept să spun, vedeai un fel de Maidan de jur împrejur. Alte întrebări, comentarii și sesizări, noi în orice caz notăm tot ce este și știți foarte bine că România Curată e un site scris 80% de cititorii săi și pe viitor sperăm să fie 100% scris de cititorii săi. Eu nu l-am făcut să scriem noi în el, ci să scriem dumneavoastră. Mi-am făcut iluzii, probabil. Mi-am zis că să va ajunge la 100% și noi numai o să stăm și să moderăm niște comentarii din când în când. Deci, evident, suntem foarte interesați de orice fel de sesizări mai sunt aici. Aș mai avea o întrebare pentru domnul Danileț. Vă rog. S-a făcut această informare și educație juridică și în centre de plasament și se va face în continuare cum? Știu că bănuiesc că multe din cazurile de violență sunt de la minori de acolo. Să spuneți dumneavoastră dacă aveți o statistică câți din minori de acolo. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare, extrem de bună. Acum o lună de zile am fost invitat în 3 centre de plasament din Brașov. Nu am fost niciodată, nu fusesem niciodată, am rămas surprins. Neplăcut de tot ce înseamnă copiii noștri luați din familii și duse în astfel de centre de plasament. Nu știu dacă știe cineva cifrele oficiale, câți copii avem astăzi luați de familie din România, că am văzut un mare interes pentru ce se întâmplă în afară. Să vă spun cifra din România. 57.000 de copii astăzi sunt luați de la familiile lor și dați în alte părți, în centre de plasament, la alte familii. De ce? Sunt copii abuzați, sunt copii neglijați. Am stat de vorbă cu copii care văzuse pe taică-su când a omorât-o pe mama sa în fața sa, în fața copilului. Copii neglijați, sunt copii traficați. Tocmai cu o zi înainte de a merge eu în acel centru de plasament, din Cotu a venit să ia o fetiță pentru ca martoră să identifice infractorii infractori într-o rețea de trafic de persoane. Avem copii cu părinți în străinătate, plecați, abandonați, neglijați și probabil, nu vreau să fiu ipocrit, totuși trebuie să o spun, probabil mulți dintre acești copii aflați astăzi în centre de plasament, în momentul când vor împlini vârsta de 18 ani, vor deveni adulți și vor fi lăsați pe străzi, ai nimănui, dacă nu există programe de reconversie, de reinserție, vor deveni clienții noștri, prin instanțele și parchetele noastre. Noi pe unde mergem cu proiectul ăsta cu educație juridică, am încercat să pregătim studenții și avocații, nu doar magistrații, ca la rândul lor să meargă în cât mai multe centre, în cât mai multe locuri. De exemplu, studenții de la fosta mea facultate, al cărei licențiați sunt de la Iași, s-au dus până acum în 3 județe. În Iași, în Vaslui, este evident de ce Vaslui, toată lumea știe cum se arată pe hartă unde e Vasluiu, și la Botoșani. Eu am fost de asemenea în centrul țării, colegii din Brașov încearcă să acopere și județele celelalte. Cred că și centrele de plasament, cred că și liceele mai slabe, ca să zic așa, de la periferia orașelor trebuie avute în vedere, de asemenea însă și școlile din mediul rural. Din păcate nimeni nu se ocupă. Acum o săptămână am fost invitat la o comună de aici, de lângă București, din județul Giurgiu. Și dirigintele mi-a dat telefon și mi-a spus: veniți vă rog frumos la școala noastră, avem două fete însărcinate sub 15 ani, veniți și le vorbiți despre ce, să le fac educație sexuală. Am făcut și asta, să știți, vorbind despre actele sexuale cu minore consimțite și viola, am făcut și educație sexuală pentru copii și suntem, să știți că suntem pe primul loc în Europa, din păcate, în Uniunea Europeană, la fetițe sub 15 ani care devin mame. Astea sunt cifre îngrijorătoare. N-avem cum să nu îmbinăm educația juridică cu cea socială, cu cea, nu știu, tehnologică, cu cea sexuală. Toate sunt, practic, fac parte dintr-un corp comun care ar trebui studiat și ar trebui adus la cunoștința elevilor, a copiilor încă de mici. Deci vă mulțumesc pentru întrebare și ați punctat încă o dată nevoia asta pe care am resimțit-o și eu, să ajungem și în centrele de plasament pentru copiii noștri. Mulțumesc!